14:30, un meci, după cum știți, televizat. Unirea Dej întâlnește Clubul Sportiv Armatei Steaua București. Duminică de la ora 11, Unirea Slobozia Petrolul. Tot duminică de la ora 13, Poliaș Fece Buzău. Luni de la ora 16, Cisereta Ocluj. Și marți de la ora 17, ultimul meci a etapei, Viitorul Târgu Jiu, Hermannstadt. Toate aceste meciuri vor fi transmise de DigiSport. Iată și programul etapei cu numărul 7, etapă ce se va desfășura pe 18 septembrie. FC Brașov, Dunărea Călăraș, FC Buzău, Metaloglobus, Poli Timișoara, Cisereda, Universitatea Cluj, Viitorul Târgu Jiu, Hermannstadt, Dacia Unirea Brăila, Concordia Unirea Slobozia, Petroluri, Pensia Timișoara, Astra Giurgiu, Unirea Dej, o deplasare foarte lungă și foarte grea. Mult succes băieților noștri, Steaua București, Schellinger și ultimul meci, Unirea Constanța, Politehnica Iași. Dragi prieteni, haideți să vedem și loturile celor două echipe. Voi începe, evident, cu oaspeții Steaua București. Bun venit în orașul de pe Someș. Cu numărul 1 în poartă, Raul Bălbărău. Numărul 13, Adrian Ilie. Numărul 4, Dean Beța. Numărul 15, Alves da Silva Olas. Numărul 17, Darius Oroian. Numărul 8, capitanul echipei, Valentin Bărbulescu. Numărul 30, Liviu Băjenaru. Numărul 14, Robert Naxu. Numărul 20, Florin Răstan. Numărul 10, Rare Șenceanu. Și cu numărul 21 pe tricou, Vasile Duhăescu, antrenor Daniel Oprița. Pe bancă la oaspeți, cu numărul 22, Horea Iancu, numărul 5, Sergiu Bactăr, numărul 11, Dragoș Huipan, numărul 19, Ștefan Drăghici, numărul 6, Mădălin Mihăescu, numărul 99, Cezar Erghicianu, numărul 27, Ștefan Acionel, numărul 15, Claudiu Donoze și cu numărul 90, Alexandru Zaharia. Iată acum, dragi prieteni,